vremuri să ne spune, puteți ajuta? Bună dimineața! Bună dimineața! Da, surprize plăcute, sigur, ne putem aștepta la niște rezolvări neașteptate față de desfășurarea recentă a evenimentelor. De remarcat că este astăzi, beneficiază de un avantaj astăzi semnele de aer, gemeni, balanță și vărsător. Iată ceanțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Se liniștesc pe neașteptate apele după o dimineață agitată, bogată în vești, întâlniri și evenimente. Veți găsi prilej să vă trageți sufletul alături de ai voștri, să abordați și subiecte delicate. Și eventual veți cere un sfat, o părere legată de o problemă profesională. Taur. Posibil să încheiați niște socoteli de natură financiară și eventual să vi se facă o plată, iar asta ca să puteți aborda mai apoi un proiect de mare anvergură. Este o perioadă favorabilă pentru voi. Sunteți doriți, căutați, vi se fac propuneri, oferte. Încearcă cineva să repare o relație. Gemeni. Rezolvări de natură financiară. Vă intră în cont o sumă care vi s-a promis zilele trecute. Aflați că îndepliniți condițiile pentru accesarea unui credit. Decizii inspirate. De fapt, reușiți să puneți cap la cap informații aflate recent, la care veți adăuga experiență, prevedere. Rac. Mai multă animație pentru voi din a doua jumătate a zilei. Apar și acele vești pe care le așteptați, poate cu sufletul la gură. O invitație să vă întâlniți doar voi, astăzi sau în acest sfârșit de săptămână, cu cineva care ar vrea să vă spună ce simte pentru voi. Leu. Un test pentru cei mai tineri mai ales. Noi responsabilități sau un obiectiv de probă, iar rezultatul obținut va fi important pentru urcarea unei trepte profesionale, pentru obținerea unei funcții superioare. Multe preocupări par să treagă pentru voi în plan secund în perioada următoare. Cariera este pe primul loc. Fecioară. Se finalizează negocieri și ar putea fi o formalitate semnarea unui contract. Este atractivă invitația de a vă alătura unui grup de prieteni care și-a făcut deja de rezervare la drum, undeva într-o stațiune, într-o pensiune sau la o cabană. Balanță. Posibil să primiți acum o înștiințare oficială legată de o situație financiară sau contractuală ce trebuie rezolvată cât de curând posibil. Pentru un timp va trebui să acordați atenție propunerilor de afaceri și mai ales celor de investiții care vi se propun, garanțiilor în care vi se acordă. Scorpion. Chef de distracție și dor de ducă, iar dacă aveți alături și ființa iubită, cu atât mai bine. Pentru cei singuri actualmente, cresc simțitor șansele în săptămânile următoare să găsiți persoana care se apropie de idealul inimii voastre. Săgetător, posibil să vi se facă o plată pentru care ați făcut demersuri în ultimele zile. Ați putea trece de amabilități într-o discuție și să aflați o poveste de viață sau întâmplări care vă impresionează. Vă fac să regândiți o situație personală. Capricorn, se luminează dintr-o dată parcă sfera sentimentală. Sunteți pregătiți să intrați într-o relație, dacă nu există acum cineva în viața voastră, să retrăiți momente de când v-ați cunoscut, ori să depășiți o umbră de încredere care pare să se fi interpus între voi. Vărsător, un sfârșit de săptămână neașteptat de aglomerat. Nu suportați să știți că ați lăsat ceva neterminat, nerezolvat. Surprinzător, poate, pofta de mâncare pare a fi în scădere. Tocmai de aceea este un moment excelent pentru cei care doresc să scadă în greutate sau să-și schimbe obiceiurile alimentare. Pești. Revin încetul cu încetul energia și pofta de viață și nu va trebui să mai faceți eforturi pentru a ține pasul cu obligațiile sau cu oportunitățile care apar. Pentru cei mai tineri, rezonați sufletește cu dorința ființei iubite de a deveni părinți și faceți planuri împreună. Să avem o zi bună! Doamne ajută!